Bună seara și bine v-am găsit. Va fi sau nu va fi? Aceasta este întrebarea care macină astăzi întreaga țară. Alegerea președintelui s-a transformat într-un fel de mântuire pentru moldoveni, de la care așteaptă minuni. Doar 4 ore au mai rămas până la expirarea termenului de înregistrare a candidaților la funcția de șef al statului, dar se pare că am ajuns exact acolo de unde ne-am pornit. În pofida mai multor doritori de a fi președinte, Comisia Parlamentară Abilitate de Organizare a Alegerilor Președintelui n-a înregistrat până la această oră niciun pretendent. Doamnelor și domnilor, și astăzi Consiliul Alianței pentru Integrare Europeană a încercat să găsească o soluție pentru alegerea președintelui. Ei au fost ajutați și de Igor Dodon, dar nimic nou sub soare până la această oră. Alianța, se pare, nu va avea un candidat, iar comuniștii nu vor să participe la acest joc de alesul președintelui. Cel puțin așa au declarat. Ce șanse are Moldova să afle numele președintelui vineri, când sunt anunțate alegerile în Parlament? Aflăm de la invitația acestei ore. Este vorba de Dumitru Braghiș, politician și fost prim-ministru al Republicii Moldova, de la domnul Victor Stepaniuc, politician, și de la doamna Vitalia Pavlicencu, președintele Partidului Național Liberal. În câteva minute va ajunge în studio și Radu Bușilă, vicepreședintele PPCD. Așadar, coaliția de guvernare a mai făcut astăzi o încercare de a găsi candidatul de compromis la funcția de șef al statului. Liderii AIE au discutat în cadrul ședinței Consiliului, la care a fost invitat și deputatul neafiliat Igor Dodon. La reședința de stat, unde au avut loc aceste negocieri, se află acum corespondentul nostru, Victor Tănase. Victor, bună seara! Ce s-a discutat? La ce concluzii au ajuns liderii AIE și Igor Dodon? Bună seara, Vitalie, bună seara, doamnelor și domnilor. Igor Dodon, deputatul neafiliat, care a stat cel mult 10 minute la ședința Alianței, a declarat că Alianța pentru Integrare Europeană nu a dat dovadă astăzi de maturitate politică și prin faptul că își păstrează în continuare candidatul pentru președinția țării și este vorba de Marian Lupu. Dodon mai spune că viitorul președinte de țară trebuie să fie din afara, trebuie să nu fie membru de al unui partid politic. Lupu însă, Marian Lupu, spune că Dodon e cel care nu a dat astăzi dovadă de flexibilitate prin faptul că insistă asupra candidaturii Zinaidei Greceanei. Potrivit lui Mihai Ghimpu, liderul PL, prin acțiunile sale, fostul deputat comunist ar pretinde la funcția de președinte al Parlamentului. Liderul PLDM, Vlad Filat, însă s-a arătat cel mai liniștit și a spus că timp mai este pentru a găsi un consens. Parlamentul urmează să stabilească vineri, cel mai probabil, data noilor alegeri ale președintelui. Pentru aceste detalii despre ședința Consiliului Alianței pentru Integrare de astăzi, așadar, după Dodon a ieșit premierul Vlad Filat, care a fost scurt și clar. Alianța nu va înainta niciun candidat. În funcție de ce va decide PCRM, vom lua decizii în perioada următoare. Ce să înțelegem? Se anunță o nouă rundă de negocieri și cât va dura această rundă? Doamna Pavlicencu. Vreau să vă spun că Republica Moldova, care este de fapt un stat problemă, a dus la această condiție prin guvernările retrograde, iată că devine țara minunăților, a ciudățenilor, în care, de fapt, conducerea, liderii politici, guvernanții, mai curând se folosesc de ceea ce nu e prevăzut în Constituție decât de ceea ce e prevăzut. Pentru că am mai auzit și acum niște stipulări că această situație sau cealaltă nu este încadrată într-un statut legal, nu se știe și nu e prevăzută în Constituție. Eu consider că această atitudine este una de tupeism și de cinism și de indiferență față de alegătorii care își pun speranța, totuși în voința politicienilor, de a forma instituțiile statului. Și dacă e vorba de președintele Republicii, sigur că nu ar fi o mare problemă să nu fie ales acest președinte. Însă este Constituția, ea nu a fost modificată nici pentru aceasta, iată că nu ajunge voință politică, dar din cauza că nu sunt formate până la capăt instituțiile statului, Republica Moldova stagnează, nu vin investiții, nu apar locuri de muncă, oamenii nu văd nicio perspectivă și pleacă. Ce ar însemna ceea ce au spus politicienii? Aceasta ar însemna că nu există o grupare de presiune care să aibă în spate 61 de voturi. Din cauza aceasta, în plan individual subiectiv, dar și în plan general, nimeni nu vrea să riște. Pentru că în plan individual, Lupu nu vrea să nu mai fie votat odată. Greceanu, dacă nu a adunat semnături sau adeziuni,
privind certitudinea de a fi votate. Nu a fost înaintată. Și mă bucur foarte mult pentru acest lucru. Iar cât privește un alt candidat, am impresia că nici nu l-au căutat. Pentru că pozițiile sunt clare. Dodon vrea să nu fie unul din partea alianței, iar două componente ale alianței vor să fie unul din alianță, iar Filat, ca să spun așa, vorbește prin gura lui Dodon și iată că în consecință avem un impas. Un impas care trebuie discutat cu toată seriozitatea, ca legătorii să știe că atunci când la alegeri votează pentru anumite partide, să evalueze la modul serios și capacitatea acestor partide de a vota un președinte, de a rezolva niște probleme și niște coliziuni juridice sau nu. Timp de 12 luni, iată, se împlinește deja de grabă anul, cele trei voturi. Domnule Braghiș, au fost găsite aceste trei voturi? Nu pot vota un candidat pentru că fiecare vrea să și-l pună pe al său și ca să fie în buzunarul său. Și fiindcă nu găsesc 61 de deputați ca să voteze un președinte, ca să fie în buzunarul unui ayatollah, care are aceste 61 de voturi, iată de ce nu avem președinte. Domnule Braghiș, care ar fi soluția? Pentru că soluția până la urmă a venit în AIEDA fără soluții. Bine, soluții sunt mai multe. Începând de la soluția că trebuie să schimbăm Constituția și să devenim un stat fără președinte, ceea ce am propus încă mulți ani înainte și văd că doi ani jumate s-a lucrează fără președinte, nu s-a întâmplat nimic, cerul n-a căzut, pământurile n-au secat, oamenii cum munceau, muncesc mai departe. Și atunci pare că cu președinte sau fără președinte, țara asta ar merge tot așa bine înainte. A doua soluție ar fi totuși, eu astăzi aud la dumneavoastră mai mult alianță, 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 eu totuși aș vorbi parlamentul. Fiindcă parlamentul trebuie să aleagă președintele, nu alianța, ci parlamentul trebuie să aleagă președintele. Și atunci cred că tot parlamentul, toți luați împreună, toate patru partide politice, toate patru fracțiuni parlamentare, sunt responsabile pentru a identifica această soluție. Cu sau fără aceste trei voturi, indiferent de acestea, au apărut sau nu au apărut aceste trei voturi. Până la urmă, Parlamentul s-a împărțit în două, guvernare și opoziție. Nu contează, fiindcă este explicit scris și în Constituție și în legislație că Parlamentul alege. Nu e scris că guvernarea sau opoziția. E scris Parlamentul, peste tot. Și în Constituție, și în lege, și peste tot e scris Parlamentul. Și atunci, dacă e scris Parlamentul, să am haideți să luăm Parlamentul integral, nu o parte a Parlamentului care ne place mai mult sau mai puțin. Eu prefer ca discuția să se ducă nu în rândul a 62 de deputați, sau câți acolo, fiindcă am înțeles că mai sunt câțiva de deputați neafiliați care parcă au declarat că nu prea ar vrea să voteze un candidat propus de acești trei. Și atunci situația este absolut incertă. Chiar dacă, de exemplu, se ajunge la concluzia că se susține candidatul propus de echipa domnului Dodon, asta încă nu înseamnă că acest candidat va fi votat de toți deputații din alianță. Lucru și, care s-a demonstrat astăzi. Da. Și ultimul moment la acest capitol cred că este tot o problemă de perspectivă. Deci, doamna Pavlicencu puțin a menționat acest lucru, eu aș vrea încă o dată să-l, dacă doriți, să-l accentuez. Problema este că electoratul Republicii Moldova, cu părere de rău, nu trage concluzii din cele ce se întâmplă în țară, în Parlament, în viața noastră de toate zilele și votează, parcă nu s-ar revolta că nu se alege președintele, că nu se măresc salariile, că nu se măresc pensiile și multe, multe, multe alte lucruri. Care oamenii permanent sunt revoltați de asta. Permanent discută despre asta. Iar când se duc la votare, votează tot pe cei care nu aleg președintele, nu măresc salarii, nu măresc pensii. Iată problema de bază. Mai multe ori despre iată, asta e problema de bază. Această situație din Republica Moldova, când sondajele arată că țara merge într-o direcție greșită, iar numărul susținătorilor guvernării este egal cu acelor care zic că țara merge într-o direcție greșită. Pentru că voturile sunt cumpărate în alegeri, cu ore să pun. Domnule Stepaniuc, pătrunjel. De mai bine de un an de zile discutăm aici la Publica despre această situație. Prin ce se deosebește declarațiile, sau prin ce se deosebește declarațiile de astăzi, de cele făcute acum 10 luni de către aceleași personaje? Eu cred că ele puțin se deosebesc, totuși, de la mesajul cealaltă. Suntem mai aproape de președinte? Eu cred că da. Da, din două puncte de vedere. Deci, ori o să alegem președintele în toamna asta, ori o să mergem la alegeri anticipate. Adică, de fapt, Parlamentul și clasa politică
parlamentară și domnul Braghi și aici are dreptate, că nu e vorba numai de guvernare, dar e vorba și de opoziție. Cred eu că după luna decembrie iese din câmp constituțional, nu mai au posibilitate să continuă jocul ăsta care el de fapt durează, eu aș spune nu de un an, dar de fapt de 2 ani, fiindcă haideți să ne aducem aminte că de fapt dezmățul s-a început în 2009. Cu 2 alegeri parlamentare pe parcursul lui 2009, cu noi alegerea președintelui în 7 decembrie, pe urmă cu referendumul cel a ieșuat, țara stă în tensiune și în presiune, deci în toată această perioadă. Și este un lucru absolut anormal ceea ce se întâmplă și clasa politică de la guvernare, deci și din opoziție, poartă întreaga responsabilitate. Noi nu o să vorbim și eu nu vreau să vorbesc aici de marea vină a electoratului nostru. Electoratul este așa cum este. Electoratul a procedat cum a înțeles el. Dar niște concluzii, indiscutabil că în baza acestor 2 ani de zile, cum a procedat și cum lucrează de fapt clasa politică, cum lucrează guvernanța pentru țară. Adică cine am spune noi, este o debandadă totală. Nu se lucrează într-adevăr pe problemele principale a programului de guvernare, nici în 2009 și nici în 2010 și nici anul acesta, și noi vedem numai bătăliile acestea politice. Dar dacă să ne întoarcem concret la subiect, eu cred că, desigur, la 18 noiembrie nu va fi ales președintele, că sunt probabil că în seara asta să mai înainteze cineva candidatura, dar faptul că cel puțin unii din actorii respectiv sunt gata de a propune niște variante de compromis și mie mi se pare că chestiunea asta a răsunat și se vede asta și din partea Partidului Democrat și din partea Partidului Liberal Democrat și din partea domnului Dodon. Și hai să privim real că cine nu și-au enunțat opinia că nu vor participa nici într-un fel la alegeri comuniștii. Și de fapt vedem și domnul Ghimpu care spune că nici într-un caz altă candidatură, în afară de candidatură. Deci aceste două extreme stau într-adevăr pe poziții intransigente, așa să le spunem noi, care nu vor să țină cont absolut de nimic, deci ei mai repede ori merge la alegeri anticipate decât să încerce să aleagă președintele în Parlament. Dar trebuie să recunoaștem unde Ghimpu are dreptate. Și unii probabil și comuniștii au dreptate. Din păcate, în societate, de acum o bună parte din electorat meditează ca în felul următor. Decât acest haos care continuă 2 ani să continuă mai departe, atunci haideți la alegeri anticipate și să le arătăm noi la alegeri. Și există și altă parte a societății care trebuie să spunem că oamenii aceștia de acum există real. Ei spun, dați-ne nouă să alegem președintele, că această clasă politică este probabil că incapabilă. Această clasă politică trebuie să schimbe Constituția. Nu știu dacă sunt interesați în acest moment. Știți dumneavoastră, dacă ei n-o să schimbe comportamentul față de populație, populația o să găsească posibilități, o să găsească mijloace, o să găsească forță politică ca să o facă. Nu poate asta să dureze la nesfârșit. Domnule Stăpan, nu credeți într-o nouă revoluție la Chișinău? Eu știu că toată dezvoltarea omenirii e legată de revoluții și evoluții. Dacă noi nu putem să o facem pe care evoluționară, normal, prin reforme, atunci vine perioada revoluțiilor, perioada, deci, radicalismelor, așa să spunem. Domnule Bușilă, dumneavoastră, adeptul cărei dezvoltări sunteți? Prin evoluție sau prin revoluție la Chișinău? Noi suntem adepții dezvoltării sistemului de guvernare parlamentar, autentic în Republica Moldova. Păi l-avem, în care șeful statului este ales de forul legislativ, de legiuitor, adică de parlament, iar șeful statului are atribuții restrânse, așa cum sunt în Germania, Italia, Austria, țările baltice și o parte din țările dezvoltate din Europa. Astfel încât șeful statului să nu apară nicio întrebare și nicio problemă la alegerea acestuia de către organul legislativ, iar competențele lui să fie distribuite în favoarea Parlamentului, Guvernului și în special a domnului, a primului ministru, astfel încât să fie instituită o tendință normală. Da, toate aceste lucruri le observați astăzi în Republica Moldova? Pentru că vorbim iarăși la nivel teoretic. Nu le observăm, ele nu sunt. Noi astăzi vorbim de modificarea Constituției, să dăm poporului să aleagă dreptul, să aleagă un președinte puternic. Astea sunt minciuni. Ca să le spunem așa cum este. Nu va alege niciodată poporul un președinte puternic. Dar de ce poporul va alege, vă spun eu de ce. Poporul va alege pe cei care vin cu fura de miere, roșii, dar nu are niciun sens democrație, legume, în general, dacă vorbim așa, bani, de popor. Pentru aceia și ei vota. Pentru că astăzi populația Republicii Moldova nu este gata să voteze un președinte puternic. Nu domnule este gata. Dacă îmi permiteți. Trebuie să facem lecții astăzi pentru cum să votăm președintele? Sau nu pentru asta. Noi trebuie să facem lecții, să
să facem lecții din situația pe care o avem de la 2009 încoace și la situația pe care noi o spunem de câteva ori. Domnule, avem nevoie de reformă, pe aceeași greblă deja. Noi avem nevoie de o reformă constituțională, dar nu în favoarea alegerii directe a șefului statului, ci de o alegere în cadrul Parlamentului, de restrângerea atribuțiilor acestor, în favoarea primului ministru. Domnul Braghiș, vă rog. Da, eu cred că tot ceea ce au vorbit colegii, aproape că totul este corect, numai că atât timp cât deputații vor fi responsabili în fața liderului partidului care i-a adus în Parlament sau care i-a propus pe listă și nu în fața legătorilor, nu se va schimba nimic în Republica Moldova și nu vom avea nici alegerea președintelui normal, nici alegerea deputaților normal și așa mai departe. Problema de bază în Republica Moldova, în opinia mea, este că astăzi deputații în Parlament nu poartă nicio responsabilitate în fața poporului. Ei nu cădeuzea, dar chiar în noaptea când au terminat alegerile, au uitat de promisiuni, au uitat de responsabilitățile în fața cetățeanului și așa mai departe. Deci trebuie să schimbăm sistemul de relații între Parlament și cetățeni. Iată, atunci când deputatul va ști că alegerea lui în Parlamentul următor depinde de cetățeanul, din raionul X, din statul X, din comuna Y și așa mai departe, atunci eu sunt fer convins că 90% din deputații din Parlamentul de astăzi deja s-ar fi inclus în discuții normale de alegerea președintelui țării, de rezolvarea problemelor care se confruntă Republica Moldova. Dar fiindcă acest lucru nu există, fiindcă ei știu că depinde acest lucru de 4 președinți de partid care vor decide să îi includă sau nu în următoarele liste la legea anticipate pe ei. De ce nu fac nimic? Ei pur și simplu se uită în gura șefului partidului și cu asta se termină toate discuțiile. Dacă îmi permiteți. Iată toată responsabilitatea deputatului față de cetățeni. Dacă îmi permiteți, vreau să vă spun că de fapt este o mare problemă că iată s-a promis ca să se introducă sistemul alegerii parlamentarilor în circumscripții uninominale și asta nu s-a făcut, din cât știu eu, a fost promisiunea PLDM și aici poate că s-ar ridica răspunderea deputaților, iar face mai independenți, dar totuși, cred că importanța conducerii partidului intervine și acolo, pentru că și acolo, de exemplu, pot fi înaintați în circumscripții unii și nu alții, și tot prin relații, prin cumpărare de bani și așa mai departe. Am luat cunoștință de acest sistem în mai multe țări și acolo unde am văzut un sistem mai adevărat este în Suedia, unde peste tot se fac votări secrete în cadrul partidului, după care cei care ies în top sunt promovați pe liste chiar și în circumscripții uninominale și chiar structurile din teritoriu fac asta. Dar eu aici sunt de acord cu cei care spun că problema președintelui statului, chiar și în percepția liderilor politici, este foarte incorrect tratată, pentru că de ce ei atât de greu nu pot pune, adică un președinte? Pentru că fiecare îi dă mai multe atribuții decât le are el prin Constituție. Fiindcă dacă ar fi un om de bun simț și nu ar depăși atribuțiile prevăzute de Constituție, mai curând nici nu s-ar folosi de unele, dar ar rezolva totul prin dialog, prin compromis, prin concesii, atunci ar fi formate ierarhiile astea politice și de stat și atunci fiecare s-ar înțelege cum e mai bine pentru țară. Însă, dacă vine chiar un președinte cu aceste atribuții, sunt absolut sigură că anturajul său și gruparea sa de presiune îl vor forța și îl vor împinge să facă mai multe lucruri în detrimentul oponenților politici și iată de acest lucru temându-se fiecare formațiune și fiecare lider din cei patru, nu vor ca să voteze pentru un președinte puternic, nu în sensul că să-i reprime pe toți ceilalți, ci puternic autoritate, ca să aleagă foarte bine prin discernământ ce este bine, ce este rău și cum să unească societatea și partidele politice în jurul obiectivelor pozitive. Republica Moldova se învârte pe o spirală, numai că nu merge pe spire în sus, ci pe spire în jos. Și asta este, de fapt, ce putem trebuie constata aici. Trebuie să recunoaște că, până la urmă, 14 cetățeni moldoveni au vrut să ajungă președinte al Republicii Moldova. Unii dintre ei au ajuns și la Comisia Parlamentară. Imediat după publicitate, vă spunem câți au reușit să depună dosarele.
Am revenit în studio. Este ultima zi în care candidații se mai pot înregistra pentru funcția de șef al statului. Au rămas mai puțin de 4 ore. Dacă până la încheierea termenului nu se va înscrie nimeni, alegerea președintelui ar putea fi repetată. O recunosc și politicienii care spun că procedura poate fi reluată de la zero. Mai multe detalii ne oferă Constanța Lungu, care se află acum la Parlament. Constanța, bună seara! Câți au ajuns la comisie până la această oră? Bună seara, Vitalie. Într-adevăr, au rămas mai puțin de 4 ore până va expira termenul de depunere a dosarelor aici la Comisia Specială pentru Alegerea Președintelui. Până acum, 8 persoane au venit să-și depună dosarul, însă niciuna dintre aceste persoane nu are dosarul de acte complet, niciuna dintre aceste persoane nu are semnăturile a cel puțin 15 deputați, așa cum o cere legea. Dosarele acestea însă vor fi examinate de către comisie și abia apoi se va constata dacă ele sunt sau nu complete. Unii dintre cei care au venit aici să-și depună actele spun că până la ora 24 mai au timp, așa că vor găsi semnăturile necesare. Alții se plâng însă că deputații nu au fost de găsit, de aceea nu au colectat semnăturile. Cert este că până la ora 24, dacă nicio persoană nu va prezenta dosarul complet, așa cum se cere după legislație, alegerea președintelui programată pentru ziua de vineri, 18 noiembrie, cel mai probabil va fi amânată. Nu exclus faptul că va fi stabilită o nouă dată a alegerilor președintelui Republicii Moldova. În caz dacă se stabilește o nouă dată, procedura se începe de la zero. Și liberalul Mihai Ghimpu spune că dacă nu se înregistrează niciun candidat, Parlamentul trebuie să stabilească o altă dată pentru alegerea președintelui. Dacă numit Cona Mireasa la înregistrare, nu s-a produs căsătorie. Și așa zice, dacă nu este candidat, care, ce s-a consumat, din nou trebuie să stabilim altă dată. Comisia formată s-a epuizat, fiindcă e legat de data de 18, și Parlamentul trebuie să numească o altă dată și să formeze din nou comisie. În același timp, comuniștii au anunțat oficial că nu vor propune niciun candidat la funcția de președinte al țării. Suntem siguri că candidatul nostru nu va fi susținut, deci nu vrem să participăm formal la această acțiune. Deci noi avem agenda noastră proprie și urmează să alianța singură să decide distinctător cum va proceda în continuare. Așadar, 8 persoane și-au depus dosarele, dar din păcate trebuie să recunoaștem și o recunosc și ei, nu au semnăturile din partea celor 15 deputați. Ce să înțelegem de aici? Mult optimism și puțin realism din partea celor 8 cetățeni? Dar eu cred că de la bun început au știut că nu o să aibă semnături. Nu știu dar cel puțin au trecut un control medical riguros. Păi cu această ocazie, dacă aveau nevoie. Dar problema este că dacă statul își bate joc de cetățeni, de ce să nu își bată joc și cetățenii de stat? De ce? Asta e problema cu... Și vă permiteți, din punct de vedere juridic, în primul rând, această situație când nu se depune niciun dosar la comisia respectivă nu este prevăzută. Iar această neprevedere riscă să fie folosit așa cum a fost folosit și prevederile constituționale și legale anterioare de către clasa politică actuală. Ei se vor folosi și vor anunța date a alegerilor anticipate câte vor ei. Și dacă nu se va produce primul tur, așa cum este indicat în Constituție și în lege privind alegerea, modalitatea alegerii șefului statului, ei vor merge cu acest procedeu la maxim, atât cât vor dori ei. Și nu vor intra în primul tur ca să fie obligat să intre în al doilea tur și ca apoi să fie obligat să dizolve Parlamentul sau să aleagă șeful statului sau să dizolve Parlamentul și să anunțe data alegerilor anticipate. Este un nihilism juridic, dacă vreți. În opinia mea este o bătaie de joc față de legislație și față de Constituție, un asemenea comportament. Dacă clasa politică a anunțat public și oficial data alegerilor președintelui, primul tur, în cadrul Parlamentului, trebuiau să vină măcar cu candidatură. Nu înțeleg aici poziția nici alianței care a venit cu această dată, dar nici a comuniștilor, care nu vin nici ei cu candidatură. Atunci când a fost stabilită data, să vină să știa că e cu un candidat. Cele opt candidaturi înregistrate nu trebuie să dacă ar oferi aceste semnături,
și președintele și s-ar ajunge la alegeri în Parlament și președintele nu ar fi ales, ar fi cu totul altă, altă situație prevăzută de Constituție. Constituție. Și de legea și atunci legea Parlamentul ar fi trebuit dizolvat. Deci eu am spus că este dizolvat. Folosesc mai, cuvânt, mai curând de ceea ce nu e prevăzut în Constituție decât de ceea ce e prevăzut Domnule Brachiș, de ce s-a ajuns la această situație când fiecare formațiune politică din Parlament încearcă să evite buchia legii sau fiindcă să o utilizeze în favoarea lui? Fiindcă mai există o prostie în legislație. Ce înseamnă 15 deputați și de ce 15? Nu 5, nu 25. Cine poate să ne explice? De ce deputații au dreptul să îngrădească dreptul meu constituțional de a alege și a fi ales? Cum s-a ajuns la această cifră? Domnule Stepaniu, cunoașteți? Nu e important cum, bine, nu e important cum s-a ajuns. Chestia că varianta respectivă există și în alte țări, dar vedeți că în țările respective președintele se alege. Deci nu este vorba de legile rele sau bune. Cândva Churchill a spus o frază foarte interesantă. Dați-mi un parlament bun și eu cu legi rele o să conduc Marea Britanie. În cazul de față, dacă noi la fiecare pas încercăm să învinuim, Constituția nu ajunge. Doamna Pavlicencu a avut dreptate. Vreau să spun că de puține ori eu cad cu dumneavoastră de acord, dar în cazul ăsta are dreptate. Asta pentru în, mai în Republica Moldova nu este vorba de legislație. Este vorba de joasa cultură politică a clasei politice. Domnul Bășilă aici a spus că trebuie educat poporul. Da, și poporul trebuie educat. Dar primul care merită să fie educat, asta e clasa politică. De fapt, clasa politică trebuie să fie model pentru popor. Ce au demonstrat ei în 2 ani de zile și ce demonstrează și acum? Președintele, de fapt, și aici eu personal văd și vină Curții Constituționale, Curtea Constituțională trebuia să insiste ca ei, de acum după alegerile parlamentare din noiembrie anul trecut, la 2 luni de zile să aleagă președintele. Fiindcă se spune foarte concret, pare să în articolul 90, că de la vacanța funcției în 2 luni de zile, în 60 de zile, se organizează deci alegeri a președintelui. Au trecut nu 60 de zile, dar au trecut practic un an de zile și practic, în opinia mea, acest parlament a ieșit din câmp constituțional. Felul că ei nu încalcă și azi procedura, ea că nu au înaintat niciun dosar, deși deputații respectivi sunt obligați. 15 și 101 toți sunt obligați să participe la alegerea președintelui. Fapt că la timpul respectiv comuniștii au blocat, după aceea acum blochează alianța, au venit în sprijin parcă grupului Dodon și nicătând la asta nu. Aceasta este de fapt se numește în legislație și domnul Bușelu știe foarte bine, se numește uzurparea puterii de stat. Adică în Constituție e scris, dar dumneavoastră permanent căutați să tălmășiți dumneavoastră deci prevederile Constituției. În situația ei nu este prevăzut o astfel de situație, ce interpretează? Deci ei nu au dreptul la tălmăcirea Constituției, numai Curtea Constituțională. Și eu vreau să spun că domnul fostul președinte, domnul Pulbere, când le-a spus lor atunci la 29 septembrie că timpul este practic epuizat, pentru dânși trebuie să fie un clopoțel foarte serios. A fost. Ce ne prezintă ea la ziua de astăzi? E iarăși continuu să încalci prevederile Constituției. Eu aici aș interveni ca să-i explic totuși de ce se întâmplă ceea ce se întâmplă. Noi putem să vorbim în planul Constituției, în plan juridic, în planul irresponsabilității politicienilor, dar toate acestea au niște cauze. Cauzele sunt foarte profunde și ele, de fapt, bântuie și se constată în Republica Moldova mereu. Iată toată lupta asta din ultimii ani. Deci lupta este în Republica Moldova de natură geostrategică. Fiecare grupare are o orientare. Una este spre est, alta este spre vest. Avem dreapta și avem stânga. Stânga, desigur, că nu va vota niciodată pentru un președinte de dreapta sau pe cel care îl va bănui că el se va da cu dreapta. Deși în Republica Moldova, dacă nu luăm guvernările retrograde, cei 14 ani, 4 de guvernare agrariană și 10 de guvernare comunistă, pe cei care au mai fost 3 ani ADR, a fost o guvernare de centru-dreapta. Și iarăși când a ajuns problema cu alegerea președintelui, a fost dizolvat Parlamentul, pentru că a fost lupta dintre două grupări. Numai când populația votează, poate fi ales președintele. Acum e aceeași problemă. Ghimpu cu PL-ul nu poate vota pentru un candidat al lui Dodon. Este absolut clar, pentru că la noi, cum ai da, iarăși comuniștii vopsiți și revopsiți vor să apară și chiar să fie votați cu dreapta, cu voturi de drepte și aceasta s-a mai întâmplat, iar stânga acum nu are deplina puterii ca să voteze pentru că nu are voturi, iar PLDM-ul care ar vota cu stânga are totuși această frică
ca nu cumva în cazul alegerilor să fie taxat pentru aceasta. De aceea este foarte important să înțelegem că un președinte trebuie să țină orientare europeană, dar să fie președintele tuturor. Să nu fie un președinte care să fie capul mafiei, să nu stimuleze corupția și să poată fi un intermediar și un mediator. Iată, pentru că un asemenea președinte încă nu se găsește, de aceea el nu este ales. Nici de dreapta, nici de stânga și nici de voturile ambelor orientări și ambelor grupe. Dacă îmi permiți, aici în studio s-a amintit despre situația competențelor președintelor. Iată, aici, anume aici se ascunde problema nealegerii Este o altă rădăcină care este, da, de fapt, cea mai importantă. De ce? Pentru că președintele țării are două atribuții cele mai importante. Primul, de a investi guvernul, candidatură primului ministru, cabinetul său. Și doi, a face remanieri guvernamentale. De a scoate ministrul care dorește el, află ministrul a doua zi de la soții sau din presă că este scos. Da? Deci aceste atribuții fac această funcție să devină una foarte dorită și până acum nealeasă din nimeni. Dacă aceste funcții nu ar avea președintele șeful statului, atunci s-ar alege în trei zile. Pentru că guvernul, în primul rând, controlează tot în această țară, începând de la instituții, ministere, departamente, business, administrații publică locală. Primarul astăzi vine cu căciula subțoară la guvern. Dați-mi, vă rog, buget pentru localitatea mea, pentru că noi nu avem descentralizare locală, nu avem reformă administrației publice locale, nu avem reforme în instituții, noi am vorbit în ministere, nu avem nimic acest lucru. Iar guvernul întregimea sa, care controlează tot asta, este foarte și foarte important, care controlează și justiție, și instanța de judecat, și procuratură, și business, și afacerile legale, tot. Cum vă închipuiți dumneavoastră, stimați prieteni, ca politicienii care au ajuns astăzi la guvernare să scape de sub control acest control? Ei nu mai rezistă, ei nu pot activa în continuare. Este un răspuns foarte simplu. Și alte declarații. Eu aș vrea să revenim la declarațiile care au fost făcute astăzi. Care este premier și care a fost votat de două ori ca premier, desemnat, votat în Parlament, sigur că el nu vrea acum un președinte care să fie ca o sabie a lui Damocle asupra lui. Adică, de exemplu, să-l demită sau să facă remanieri guvernamentale din capul lui. Și iată, din cauza asta eu spun că ei nu pot construi ierarhii, nu au încredere unul în celălalt, fiecare se teme de celălalt și de ce nu vrea să dea nimănui posibilitatea ca să fie deasupra lui. Da. Până la urmă, Mihai Ghimpu spune că ar fi fost de acord cu candidatura doamnei Greceanu, dar că Igor Dodon a venit cu o altă soluție și anume a cerut șefia Parlamentului. Este o poveste pe care a scris-o Mihai Ghimpu în fața presei sau o realitate care s-a discutat la ședința Consiliului Alianței? Nu, de ieri, nu putea de ieri până astăzi. Eu am văzut-o ca o glumă, ca o ironie. Sunt mai degrabă fanteziile, domnule Ghimpu. Este o glumă a domnului Ghimpu și dacă o să-l întrebați mâine, să vă convingeți. Dumnealui știa glumie în felul acesta. Țara arde și noi glumim sau cum? Cam așa ceva. Nu bine, dacă nu dumnealui nu are... Ca politician, cum poți să vii și să faci astfel de eu vreau să spun că eu nu sunt de acord când spune că Ghimpu nu vrea pe Greceanu pentru că nu se eliberează locul lui pentru președinte de Parlament. La urmă, Ghimpu are dreptul la această funcție. Prin participarea lui s-a format alianța. Problema este că, într-adevăr, Dodon nu trebuia să vină atât de declarativ și ultimativ. El s-a rupt de la comuniști ca să ajute alianța. Deci trebuia să spună, noi votăm candidatul alianței. Dar dacă el a fost implantat ca un caltroian cu socotelii lui, a stricat și cei ce mai putea să Eu cred că nu se poate astăzi de învinuit pe Dodon, pentru că dumnealui, desigur, a venit cu candidatura doamnei Greceanu, dar tot dumnealui a spus, dar noi suntem gata și la altă candidatură, dar din afara Parlamentului. Este o soluție, de ce nu? Și atunci de ce au insistat într-un moment când alianța se părea că renunță deja la candidatura lui Lupu și vă aduceți aminte discuțiile care au avut loc în vară? Până la urmă, iată că au revenit din nou la Lupu. De ce, domnule? Ultimele declarații care le-am auzit eu personal ale domnului Ghimpu sunt destul de clare. Numai candidatura domnului Lupu. Eu cred că ceea ce a vorbit doamna Pavlicenko, pentru domnul Ghimpu nu este cu adevărat poate numai problema funcției care o poate sau nu ocupa. Este și riscul politic de a fi învinuit de alegătorii săi că a votat, da, este un electorat care îl susține și care are niște viziuni, niște abordări, atitudini. Și atunci pentru dânsul este destul de periculos să participe la alegerea președintelui, chiar dacă nu este din lagărul, nu este membru al Partidului Comunist, dar mă rog. Domnul Braghiș, vreau să fac o remarcă. Credeți-mă, dacă astăzi Ghimpu și Peleu ar vota pentru Greceanu,
Electoratul lui în mare parte revine la PNL. Și vreau să spun că acest, în acest sens, rolul PNL-ului este foarte mare. Temându-se PNL-ul de noi, nu va vota pentru Greceanu. Eu cred că problema aceasta este, trebuie privită și din acest punct de vedere, fiindcă cu adevărat nu este doar o simplă dorință de a ocupa o funcție. Acum, alegerea unui candidat din afara Parlamentului s-ar părea că ar putea fi o soluție. Numai că acest candidat, dacă vine un candidat din afara Parlamentului, care este, mă scuzați de așa o expresie, n-am găsit mai bun, un papă lapte, deci el îi satisface, pare că pe toți, cu excepția cetățenilor Republicii Moldova, dacă vine un candidat care cu adevărat are... Satisface cetățenii deci, și da, nu da, votanții din Parlament. Domnul Ghimb a mai făcut o declarație. El a spus așa, că ar putea să voteze pe Greceanu dacă și-o asumă Partidul Democrat. E drept? După care a spus că nu, deja nu votează în niciun fel. Eu totuși vreau să dau o explicație aici. Eu mă gândesc așa, de ce a spus el că dacă ar vota o PD-ul? Pentru că în cazul ăsta partidul își asumă anumite politici și anumite responsabilități pentru persoana promovată. Și aici domnul Braghiș când spune că deputații nu sunt independenți, eu vreau să spun că nu sunt într-un totul de acord. Nu se poate de ajuns deputații, o clipă, deputații deputații dintr-un anumit partid și o fracțiune, ei trebuie să fie activi în cadrul partidului și organismelor colective ale partidului, ca acolo să elaboreze tacticile acestui partid, dar nu, într-adevăr, să steamă să spună un cuvânt în parlament. Vă rog. Eu aș vrea să spun că noi discutăm într-un segment, într-un cerc foarte închis. Dodon, Ghimpu, Greceanu, nu știu cine. Noi nu abordăm sistemic, conceptual. Problema. Mâine Dodon nu va fi, va fi altcineva. Greceanu, uitați-vă la clasa politică de ieri, da? Care astăzi nu mai este. Va fi, dar sistemul, mecanismul este același. Aceiași actori cu alte denumiri vom avea și în viitor. De ce noi nu încercăm să schimbăm însă funcționarea sistemului respectiv? Pentru că deputații privind alegerea șefului, privind pe asta trebuie, asta trebuie să spunem noi societății. Deputații nu vor să schimbe situația lor. În care ei vor fi obligați, în primul rând, să aleagă șeful statului, adică înainte de a... al doilea rând, nu se promită să facă promisiuni. Vrem un președinte puternic. Ce înseamnă președinte puternic? Noi care controlează tot, dacă îmi permiteți. Controlează justiția, administrație interne, guvern, parlament, business, media, tot. Asta ajungem la un tătu ca al nației. Contează de la ce partid acest președinte este, liberal, comunism, cu toate că nu avem niciun an. Stimați colegi, cum să aleagă deputații, dacă nici noi aici, vedeți, nu putem găsi un consens, măcar pe aproape. Păi, dar nu putem să-l găsim aici, care avem viziunile lor, nu? Păi, așa și în Parlament se întâmplă, domnul Pavlicencu, nu? Nu, dar dacă noi e vorba de votat, punem prioritățile și vedem. Vedeți, câteva minute în urmă l-am criticat pe domnul Bușilă, dar acum încerc să iei apărarea. Nu că să iei apărarea, dar spun că el are perfectă dreptate. Deci, desigur, trebuie să fie o abordare sistemică. În această abordare sistemică, având în vedere că nimeni în Parlament nu are 61 de voturi să aleagă de unul singur președintele, singura soluție este de a căuta compromisul. Și noi am văzut în 2 ani de zile că clasa noastră politică nu poate să-l găsească. S-au propus câteva, eu vreau să vă spun, chiar la dumneavoastră aici în studio, câteva soluții. Și încerc să o repet pe una care s-a propus. Singura soluție pentru toate partidele politice ca să nu-și piardă electoratul, să nu-și piardă fața, să nu-și piardă activiștii, că o să fie învinuiți că ei au mers sau au cedat, nu și-au făcut. Să dăi această problemă ca să fie votată de popor. Este articolul 2 a Constituției care spune concret, suveranul puterii în Republica Moldova este poporul. Și dacă dumneavoastră, ca clasă politică, cu mofturile dumneavoastră, cu ambițiile, cu temerile care există, că nu cumva să fim taxați la alegeri, atunci cedați-i poporului. Duceați-vă poporul deschis. A avut această ocazie anul trecut în august, când a avut loc poporul referendum. Poporul a fost dus în eroare, fiindcă în loc să promoveze concret modificarea Constituției, s-au pregătit billboard-uri cu fețele, cu face-urile. Viitorilor pretendenți la funcția de președinte. Aici iarăși este responsabilitatea. Dar vreau să spun în privința unui președinte ales de întreg. Ne spuneți imediat, doamnă Pavlicencu, pentru că după publicitate vorbim și răspundem și la întrebarea ce așteaptă poporul de la viitorul președinte și cum vede poporul alegerea viitorului președinte. Rămâneți cu noi!
Am revenit în studio, deci 3 ore și 20 de minute au mai rămas până când Comisia Parlamentară pentru Alegerea Președintelui Statului urmează să-și încheie cel puțin recepționarea documentelor. Vă aducem la cunoștință că 8 persoane s-au prezentat cu actele, din păcate nu toți au documentele necesare pentru a se înregistra în calitate de candidat la funcția de șef al statului. La ora 12 vom afla dacă va fi sau nu înregistrat cineva oficial. Aceasta a fost și întrebarea la care au răspuns astăzi telespectatorii, dar și cititorii noștri care au intrat pe site-ul www.publica.md. Irina Căliman a citit mesajele și vine cu mai multe detalii. Bun găsit, Dorin crede că vor fi înregistrați 3 candidați, Marian Lupu, Zinaida Greceanu și Iurie Roșcoa. Sergiu îl contrazice și spune că nu va fi înregistrat niciun candidat. În opinia lui, în martie vom avea alegeri anticipate. Max nu crede că va fi propus vreun candidat din partea alianței atâta timp cât Lupu și Filat se visează președinți. Se pare că plecarea celor 3 din PCRM a fost inutilă, precizează telespectatorul. Potrivit lui Călin, președintele nu va putea fi ales atâta timp cât în politica moldovenească prevalează interesele proprii. Alexandru scrie că nu-i pasă dacă va fi ales președintele. El se gândește la viitorul său în această țară. Cum să-și întrețină familia cu 1600 de lei pe lună după facultate? Să rămână în țară ori să plece? În schimb, Marian crede că președintele va fi ales. Telespectatorul se întreabă însă dacă acest lucru va aduce poporului bunăstare. Așteptăm în continuare mesajele tale pe publica.md și nu uita, spune ce gândești. Domnul Pavlicencu, ați ascultat ce vrea poporul, ce fel de președinte iar satisface pe telespectatorii care, iată, au fost receptivi la întrebarea Publica TV? Păi, ați întrebat cum s-a votat atunci când s-au pus 15 semnături ale deputaților ca să fie înaintat un președinte. Păi, în legislație atunci s-a făcut așa când s-a transformat Republica în parlamentară și cu alegerea președintelui în Parlament ca replică la pretențiile lui Petru Lucinski, care era atunci președinte și căruia nu-i ajungeau atribuții. Ne amintim că înainte de aceasta nu i-au ajuns atribuții nici lui Snegur. Și în acest sens nu sunt de acord cu ce spune domnul Stepaniu, că trebuie dat pe mâna poporului să voteze președintele. Dacă poporul vroia, adică eu când spun popor am în vedere partea națiunii românii și alogenii. Dacă populația Republicii Moldova vroia să aleagă președintele, ar fi ieșit la referendumul din 5 septembrie. Și nu se uita ce spun politicienii. Ei trebuiau să voteze pentru a alege un președinte. Dar am avut practici foarte proaste ale ex-președinților Republicii Moldova, cărora mereu nu le-au ajuns atribuții, de aceea discuțiile despre atribuții aici sunt foarte oportune. Pentru că fiecare vrea președinte să aibă mai multe atribuții, să aibă dreptul la inițiativă legislativă, să întoarcă linia politicii externe cum dorește, pentru că eu, de exemplu, n-am votat în lectura a doua atunci, din cauza că s-a dat președintelui dreptul de a stabili politica externă. Desigur că tot atunci s-a pus 61 de voturi pentru alegerea președintelui în loc de 51, nu mai spun de 52, că la noi matematica e politică, în Letonia sunt tot 100 de deputați, dar majoritatea e 51, și toată legislația se face mulându-se pe o situație concretă și împotriva cuiva. Și mereu, în legislația noastră se întâmplă așa, când faci o lege sau modifici Constituția împotriva cuiva, asta înseamnă, de fapt, că vine efectul bumerangului când te lovești de ceea ce ai făcut. Iată, exact noi acum ne chinuim cu această modificare a Constituției, când nu poate fi ales președintele. Iar de ce nu poate fi ales? Este așa cum au spus aici oamenii, pentru că grupările de presiune nu vor să voteze. Fiecare se teme de cealaltă grupare, se teme să-l pună la pușcărie, și de ce vrea el să pună un președinte în buzunarul lui, ca să pună el pe cine vrea la pușcărie. Că așa a fost în anii precedenți, mai ales în perioada când Voronin a fost un președinte ca într-o republică prezidențială cu majoritate parlamentară și care a condus el și a coaliției lui foarte prost Republica Moldova. Domnule Bușilă. Iată, doamna Pavlicencă a amintit de Letonia și de țările baltice, dacă îmi permiteți. Acolo nu este un regim de guvernare parlamentar, autentic. Cine este? Noi am fost anul trecut în Letonia și am întrebat cine este șeful statului. Am zis că un medic, traumatolog. El a câștigat, a făcut un tender, a făcut un spital. De ce este? Pentru că el este responsabil, el este prezentabil, știe limbi străine, știe diplomație, dar el nu hotărăște mare parte lucrurile din țara respectivă. Astfel cum nu hotărăște regina Mare Britanie, astfel cum nu hotărăște președintele Italiei, Germaniei, Austriei și multe, multor alte țări.
De ce noi astăzi nu putem reduce din acel quantum de alegeri a președintelui în cadrul Parlamentului? În primul rând, dacă nu reușim din primul și a doilea tur cu 61 de mandate, nu îl reducem la 51. Și atunci, indiferent de ce guvernare sau ce partide vor fi în cadrul Parlamentului, oricum președintele să fie ales. Dar asta este o situație la limită, astfel încât să nu fie admis haosul și instabilitatea politică în țară. Însă preferabil ar fi și indicat, chiar foarte indicat, clasei politice, ca șeful statului să fie ales de către toată clasa politică, de către toți membrii, de către 101 deputați. După asta se împart toți, în opoziție și putere, și se împart și se bat și se luptă. Iar șeful statului să fie un element de echidistanță, de uniune în cadrul societății, dar nu de dezbinare și de o politică autoexcludere a clasei politice. În cazul... Domnule Brachiș, ce urmează în țara asta? Eu pot spune ce mi-aș dori să urmeze în țara asta. Ce va urma îmi vine foarte greu, nu sunt... De cine depinde ca să știm ce va urma în țara aceasta? Pentru că, iată, am așteptat ziua de astăzi cu speranța că pe 18 vor avea alegerile. Mai sunt 3 ore, s-ar putea într-adevăr ca cineva, pentru că s-a vorbit săptămâna aceasta despre faptul că o persoană cunoscută, fost politician, a trecut controlul medical și că s-ar putea să avem o surpriză până la ora 12 noapte? Bine, indiferent de asta, în primul rând trebuie să fie înaintate 2 candidaturi, nu una, fiindcă așa spune legea pe bază de alternativă, să alege președintele, este un moment. Al doilea moment, eu personal eram convins și câteva săptămâni în urmă că la data de 18 nu se va întâmpla nimic. Eu am spus că în cel mai bun caz, dacă vom avea ales un președinte, va fi, cred, cu neau la sfârșitul anului sau poate chiar în primele zile ale anului 2012. În al treilea rând, am avut în ultimele zile mai multe discuții cu unii deputați din Parlamentul Republicii Moldova și am înțeles că majoritatea absolută a partidelor din Parlament, dar nu majoritatea, toate partidele din Parlament nu se gândesc la legea președintelui, ci se gândesc la legile anticipate, se ocupă cu pregătirea pentru legile anticipate. De aceea, mare perspectivă sau mare optimism în problema că vom avea în timp apropiat un președinte, nu prea o am nici eu. Dar în situația respectivă, când legea zice că dacă sunt 2 tentative de alegere a președintelui și acesta nu este ales, Parlamentul este dizolvat. Mă întreb, domnule Stepaniuc, și vă întreb și pe dumneavoastră, dragi invitați, PCRM are 39 de deputați. Poate să-și pună 2 candidați, să-i înregistreze oficial, să se anunțe aceste alegeri, să nu treacă și să dezvolvă Parlamentul. Este interesat astăzi pe CRM-ul de alegeri anticipate? Întrebarea asta este întrebarea. Pare că întrebarea a fost către mine. Da. Da. Revenim și la ceilalți. Mulțumesc. Colegii mei tot mă întrerup. Nu e vorba numai de pe CRM. De ce nu o fac? Dumneavoastră ați observat că, de fapt, nici partidele Alianței, nimeni nu a îndrăznit în afara Alianței, să vină cu o propunere, să vină cu o soluție. Și atunci cum vor alegeri anticipate? Pentru că acea forță politică care va dizolva Parlamentul și va numi data alegerilor, va fi responsabilă de o nouă campanie electorală în țara noastră. Și va pierde alegerile respective. Explicația este alta. Alianța, în cazul când comuniștii înregistrează până la ora 12, 22 candidați, deci nu vine la ședință cea... Stați, de unde știți? Stop! De unde știți dumneavoastră? Întrebarea, domn Stepan, ascultați-vă rog întrebări și nu mă întrerup să fie care doare acum. Dumneavoastră m-ați întrerupt primul pe mine. Da. Haideți să tot discutăm. Respect. O să rog după asta să vă dă un disc cu emisiunea de astăzi, să vă dă. Eu am văzut. Nu, păi și eu vă rog. De aceea, în situația asta, deci nu între pentru a bloca situația, a nu duce la acele ce se numește legea anticipate, nu între 61 deputați în sală la ședința respectivă și cu asta să trimit toată discuția. Domnule Stepan, dumneavoastră ce spune? Dacă comuniștii făceau așa, cum spune domnul Brachiș, erau bravo. Adică ei aveți fi unicul partid parlamentar astăzi care într-adevăr dorește alegerea. De ce nu fac? Nu știu, ei mai au timp, mai au 2 ore. Dar vreau să vă spun că nici Alianța, chiar dacă prim-ministru încă în iulie a propus și a căutat soluții și a încercat în cadrul Alianței, și chiar dacă domnul Lupu în ultimele săptămâni a spus că se dezice de acest post și e gata să caute consensul, noi nu am văzut tratative. Eu mă adresez astăzi inclusiv față de foștii mei colegi de la PCRM. Eu vreau să întreb, unde este patriotismul lor? Unde este, deci, atitudinea normală față de stat? Doar noi ne numeam stataliști și președintele Voronin este primul care a spus că eu am să stau pentru statul ăsta până la urmă. Care este atitudinea față de acest stat dacă el se ruinează și ei încearcă prin Sârbu, care nu este prima persoană în partid și nici chiar a doua nu este în partid. Este un simplu jurist, un simplu deputat, să spună că noi avem altă agendă.
Adică nu este. Țara așteaptă, cum s-ar spune, în tensiune mare, așteaptă această zi de 18 în cele din urmă. Și ce ne prezintă partidele noastre parlamentare? Ne spun, noi nu avem astăzi consensul și nu o să înaintem nimeni. Și același lucru o spun, aceasta este clasă politică responsabilă, stimați... Domnul Pavlicenco. Da, vreau să spun următorul lucru. În primul rând, îmi pare foarte bine când domnul Stepanicu e critic pe comuniști. Foarte bine, domnul Stepanicu, aveți dreptate, sunt foarte răi și nu ai sunt nici stataliști, ei sunt pur și simplu comuniști, hoți capitaliști. În al doilea rând, vreau să vă spun de ce s-a întâmplat așa că a ajuns ca să prevadă legea 61 de voturi pentru a alege președintele. Pentru că cei care au conceput legea au vrut ca întotdeauna partea de electorat care e exprimată prin cei care ajung în Parlament, orientat spre Rusia, să participe la alegerea președintelui, ca nu cumva să fie un președinte ales doar cu 51 de voturi, să fie un președinte care să ne orienteze spre Europa și să ne apropie de România. Asta a fost o diversiune cu 61 de voturi. Acum fiecare poate vota mai mult de 51, 52, 70, 80, 90, dar 51 ar fi ca să nu fie impas. În al treilea rând, sigur că președintele nu este ales pentru că Vlad Filat nu vrea să voteze pentru candidatul Alianței Lupu. Și asta au spus-o toți și este adevărat. Și chiar cei trei care au plecat de la comuniști, eu cred că dacă stătea Alianța ca un zid, ei aveau să voteze pentru acest candidat. Iar greșeala tuturor este că nu înaintează niciun candidat. Pentru că la votul secret încă nu se știe ce va fi. Că eu cred că și deputații, care într-adevăr nu sunt liberi din fracțiunile parlamentare, poate că ar vota ca să scape de toată tevatura Domnule asta Bușilă. Neplăcută. În primul rând, cred că PCRM nu are propriul candidat, nu înaintează propriul candidat, deoarece el a plecat recent de la el. În primul rând. În al doilea rând, ei au într-adevăr o proprie agendă prin care nu doresc să... să dezvăluie, să zic așa, alegeri anticipate, deoarece simt că sunt în decădere și vor pierde aceste alegeri, nu vor câștiga așa cum se relatează. De asemenea, nu vor și celelalte partide care sunt în arcul guvernamental acest lucru, deoarece, în primul rând, controlează tot, sau aproape tot în această țară, în al doilea rând, această situație lor le convine. Această situație de haos, când toți noi ne concentrăm în privința alegerii șefului statului, pe când se fură în țara noastră ca în codru, se privatizează, se deturnează fonduri și așa mai departe. Eu cred că noi totuși avem nevoie de un președinte nu apolitic, ci un președinte neutru. Sunt două chestiuni diferite. Autoritate morală și politică. Într-adevăr, președintele trebuie să fie un bun politician sau politolog, să înțeleagă situația politică, nu doar de la noi din țară, ci din întreaga Europa și situația internațională. Însă să găsească consensul tuturor formațiunilor politice din Parlament și chiar a întregii societăți. Și sperăm doar atunci, până la 12, doar atunci acest lucru va fi posibil. Eu cred acest că lucru cu actuală clasă politică nu este posibil, de aceea o altă forță politică probabil va realiza acest lucru. Eu cred tot că un președinte, altă forță s-ar veni cu un alt nume, dar cu aceleași interese. Da. Nu, domnule dacă Dogaru, sistemul este același, da. Un președinte votat de comuniști nu va fi niciodată un președinte bun. Asta să fie clar. Dar în general este o rușine pentru clasa politică. Radicalism. Faptul că noi nu avem un om demn, un intelectual, un istoric, un om de știință, un scriitor. Poate că l-avem, dar nu-l găsim. Sau nu-l găsesc politicienii din parlament. Ca să nu întrunească sprijinul măcar al Alianței. Pentru că dacă era o autoritate absolută, dacă era domnul Moșanu, domnul Nedelciu, ca alte persoane, de unea scriitor, și atunci nu votau comuniști, oamenii zic, da, cu cine nu-i vinovă? Nu-i bunul omul ăsta și mai departe. Doamne Pavlicenco, domnule Bușilă, domnule Stepaniuc, domnule Braghiș, vă mulțumesc foarte mult. Telespectatorilor le spun să rămână alături de publica pentru că vom avea din oră în oră transmisiuni de la Comisia Parlamentară pentru alegerea președintelui ca să aflăm și noi dacă s-a înregistrat cineva, dacă cineva a depus dosarul complet și ce șanse avem ca vineri să aflăm cine va fi președintele Republicii Moldova. Rămâneți cu noi!